Salut și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de CS1.6 aici pe CSLunetești.ro. Bă, fraților, înainte să începem episodul, v-aș ruga foarte mult să apăsați pe acel buton de like. Bineînțeles, doar dacă mai vreți CS1.6. Ok, vine unul aici pe banană. Pe banană, mai bine zis, asta mai ce. Nu mi-am luat armură sau chestii. Bă, filmez din nou cu Chela, salut. Uite, bă, vezi, bă, a văzut, bă. Da, fraților, am anunțat Facebook că filmez. Filmez, da. Am anunțat Facebook. Deci, dacă vreți să știți când filmez CS1.6, nu uitați să dați un like pe Facebook. Și dacă sunteți online atunci când anunț, puteți să intrați și voi și apăreți în episod. Când apare episodul, bă, mâine. Mâine la 8, cred. Bă, nu mai am gloanțe, frate, la MP5. Jucăm cu ZP-ul. Ok, nimeni pe aici. Stau așa. Oh, AVP, bă. Oh my fucking god, dude. Stai că joc foarte prost. Tocmai ce am jucat un CSGO. L-am și câștigat. Bă, fraților, am rankat la LEM. Pe CSGO, deci nu-mi vine să cred, bă. Am rankat la fucking LEM. Legendary Eagle Master. Ok, bă, am aruncat pistolul. Da, aparent am aruncat pistolul. Ok, haideți să cumpărăm niște armuri, niște chestii. Am zis că facem niște binduri, n-am mai văzut. Pentru că nu știu cum. Bine, nu cred că e atât de greu. Trebuie să mă uit pe acolo până... Cum era chestia prin CFG? Cred. Ok. Bă, fraților, și vreau să vă mai zic o mică chestie. Spuneți-mi în comentarii că vreau să fac un live. Live pe YouTube, bineînțeles. Bă, nu știu dacă să fac live cu CS1.6. Cel mai probabil să fac live cu CSGO și cu Minecraft. Deci spuneți-mi în comentarii că vreau să fac live și poate că să fac, nu știu, azi, mâine. Depinde. Sar Galil, frate, stai și că n-am ce să fac Galilul. 20 secunde și n-am kit. Și n-am timp, bă. Fuck, Allah Akbar. Boom. S-a blocat ce dracu, mă? Bă, ești nebun, mă. Ok, nasol. Hai să cumpărăm kit acum. Hai că am cumpărat automat. Auto buy for the win. Uite, frate, tatuaje. Ca pe CSGO. Ok, să stăm așa frumos. Asta e o poziție foarte bună. Uite aici. Bine, trebuie să ai un aim foarte bun. Adică să tragi foarte bine. Nu să ai gen hack. Înțelegeți? Ăștia văd că nu vin aici în A. Sau B. Asta e B-ul, parcă, nu? Fuck, dude, nici măcar nu știu. Sunt nu, bă, ce zic faci? Oh my fucking god, am dat 2 și am dat 94? I-am dat 94 ultimul ăla, bă, ești nebun, o? Și că Killadran. Se merită să-mi iau Steam, da? Dacă ai bani, de ce nu? Adică ai acces la diferite chestii, cum ar fi Steam Web, adică chestia asta. Și că filmez, da, filmez. Bă, și filmez din nou cu Fraps-ul. În 1080 pe 60 FPS-uri. Ideea e că acum nu știu cum o să audă. Mi-am dat microfonul puțin mai încet. Și sper să nu se audă jocul prea tare. Adică ar fi foarte nasol. Filmez? Da, filmez. Apar pe YouTube, bă. Gata, mare vedetă pe YouTube. Bă, și-am pus sara asta ca vreo 2 zile și nu știu ce căcat. Abia am făcut 300-400 de vizualizări și 30 de like-uri. Bă, nu știu ce s-a întâmplat. Ori mi-a murit mie canalul.
Sau ori eu prevăd de la YouTube. Adică am văzut că cam la toți YouTuberi a scăzut rate-ul foarte mult. Bine, nu la YouTuberi mari. Pentru că la YouTuberi mari nu prea are cum să scadă rate-ul. Că na. Cu câte mai mulți abonați, na, tot faci vizor până la urmă. Nu știu, am văzut că cam la toți. Nu vreau să dau acum nume sau ceva. Numele YouTuberilor. Dar a scăzut rate-ul foarte, foarte mult, frate, nu știu. O fi de la YouTube. Știu că s-a făcut un update ăsta și nu... YouTube-ul nu mai trimite în feed. Ai vrat chiar pe mărat. N-a luat pe toți să ești nebun. Holy shit, dude. Și nu mai head la toți. Bă, ca suspect, dude. 13 cu 0. Romario ăsta, bă, nu știu ce să zic. Cam suspect tipul. Sau poate fost... Nu știu, poate ziua lui norocoasă sau ceva, nu știu. Când postez video? Mâine la... O, nu știu, la ce oră? Dacă se postez la 8 dimineața sau la 10 sau la 12? Cred că la 8 dimineața. Hai să facem eco runda asta. Ești adevăratul? Da, sunt adevăratul. La 8. De fapt, sunt adevăratul, sunt fals acum. La Dran, cum ai canal de YouTube, nu-mi place să-mi fac reclamă, bă, sunt așa. Unde e, mă? Hai, bă, Romario, ce faci, mă, frate? Vrei să faci aici 20 cu 0 sau ce? Canal de YouTube, bă, nu-mi place să-mi fac reclamă absolut deloc. Ce pus aici? E în zona asta pe aici, cred. Sau nu? Mergem așa cu shift-ul. Ca un adevărat ninja. Oh shit, că la drum versus 4 teroriști. I-a dat plenta aici? Nu i-a dat plenta aici. Bă, glumești, mă. Glumești cu mine, man. Holy shit, dude. Bă, n-am ce să fac. Chiar n-am ce să vă vrade. 4v1. Ok, nu s-am timp. Bă, cu toate că am defuscate. Hai să încerc, frate. N-am timp, băi, ești nebun. Nu pot să cred, frate, o secundă. Jumătate de secundă mai trebuia. Jumătate secundă, bă. Oameni, mi-a băgat să flash-ul fix în ochi. Cheladra ne boostează. Da, nu-i jucat atât de bine. Bine, aș putea juca bine dacă juca și off-camera. Dar nu prea am mai jucat off-camera absolut deloc, adică cât am. Am 63 de minute în ultimele 2 săptămâni. Adică ora. Deci vă dați seama că n-am putut să joc bine. Okay, ce tipul ăsta nu e aici? Cred că tipul campează că n-are ce să facă. Ok. De-abia aștept să apară un video. Fuck, nu mi-a luat glanțe. De fapt, hai că am 73. 103. Ok. De la dragă n-apare video. Bă, mă zic de două ori. Mâine. Fuck, cred că vin toți pe aici. Da, au venit toți pe mid. Bă, lușina, practic. Bă, omorât. Când pui video, frate, mâine. Da, fraților, și v-am spus că am rankat la LEM. Aș vrea anul ăsta să rankez la global. Deși e foarte greu. Bine, nu e atât de greu, dar... Ci că o să apară 16 cu 1. Da, bro, Mario.
Să zici ceva de mine, bravo, frate. Ești un fel de pașe biceps. Forest, nu știu cum. Ăștia cam taze facem. Ok, fraților, am fost AVK puțin. De unde sunt tipul un AVP? Am văzut, dar l-a luat înapoi. Ok, asta nu contează, hai să zic că mai bine acum, loc. Hai să mă concentrez mai mult. Asta de oraș, dar nu, n-am armă, frate. N-am ce să fac cu pistolul ăsta. A, poate prind și eu armă pe aici. Ok, uite un calaș. Ah, fuck, dude. Killing. 4v1, bă, tipul ăsta chiar n-are ce să facă. Sau cine știe. A încercat și el, frate. Ok, cumpărăm tot ce trebuie. Și că descarcă CSGO. Am și CSGO. O să vedeți dacă o porn cam. Nice. Iar trag ca un mare shit. Ce-a venit ăsta, și nebun? Mama, și zberea, frate. Ăștia dau oraș, mă, și nebun. Ce la dron rupe tot, bă. E aici, în casa asta. Exact. O fi pe acolo pe mid? Cred că e pe mid. N-aud foarte bine acum pentru că, nu știu, am dat volumul la 0.004 sau ceva genul ăsta. Deci n-aud pașii foarte, foarte bine. Ok, cumpărăm glancing, cumpărăm tot ce trebuie. Ok, la drone, human reaction, da. Am 11 cu 4, bun scor de slăbun. Ținând cont că până acum făceam undeva la 3-4 kg pe meciu. E ok. La 75 la asta. Bă, nu, 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 deci am băgat flash-ul ăla. Hai că a fost bun flash, eu n-am ce să zic. Mi-am dat și mie flash de ok. Ok, mergem așa ușor, ușor, bă. Parcă n-aș vrea să mă duc, parcă vezi că e unul aici în stânga. Nu e. Nu știu doar aș, cred. Da, deja am intrat. Bă, deci nu pot să cred, frate, chiar joc bine azi. Față de, nu știu, episoadele trecute. În care abia făceam și acolo 3-4 kg, nu știu cum. Bă, da, toți vorbesc de mine, o, de parcă-s mare vedetă sau ceva. A, m-a luat tipul ăsta. Parcă vezi că facem o clutch. Ce înseamnă stealth? Bă, stealth înseamnă, sau mă rog, se pronunță mai multe feluri. Românii pronunță stealth, americanii pronunță stealth. Înseamnă așa sneaky, sneaky, sau nu știu exact cum să vă zic. Eu chiar nu știu definiția, ca să spun așa. Trebuie să-ți dau niște skin-uri și cutii în CSGO. Ok. Aveți în descriere trade link-ul meu dacă vreți să donați ceva. Bineînțeles că nu vă oblig nimeni să donați skin-uri sau alte chestii. Chiar mă gândesc să fac un case opening. Bine, nu o să fac case opening cu cutii. Divanul case opening și graffiti opening. Chiar aș vrea să schimb niște tatuaje de alea. Mai mult așa de fun, că n-ai cum să faci graffiti.
Am văzut că costă undeva la 80 ceva de cenți un grafite. Adică o cutie de aia. Chiar a scăzut prețul, înainte era, nu știu, undeva la 2-3 euro. Și na, nu prea se meritează 2-3 euro pe un singur grafite. Ok, se schimbă și mapa. Ca de obicei, se schimbă mapa când filmează Keladran. Pentru că de ce nu? Este afecam? Aparent, da. Hai să vă arăt un flash mișto, mi-am lăsat acum aminte de el. Ăsta e un flash super mișto. Parcă era așa. Da, eu ce mișto, se duce fix acolo. Le explază fix în față. O să încerc să fac gen one tap-uri. Pentru că nu știu să trag atât de bine farma asta. Cel puțin la depărtare. Holy shit, ce bine să te tipul ăla acolo, ești nebun. Am înțeles că 47, m-am chinat la pe toți. Faci video ce se găda. Apoi, ca să fie ultima rundă, nu vreau să fac episodul atât de lung. Că oricum vă uitați la tot. O să trag cu 3 gloanțe pentru că arma este foarte bună, frate. Cel puțin la depărtare. Ok. Bă, fraților, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și susțineți asta, nu uitați să dați un like și un share. Pe Facebook, pe Google+, sau pe ce vreți voi. Eu am fost Keladran, pe data viitoare și nu uitați că anunț de acum încolo pe Facebook. Deci dacă vreți să știți când filmez, ce să nu șase, dați un like pe Facebook. Deci eu am fost Keladran, pe data viitoare.